Salutare, Alex aici cu un nou clip de Warcraft 3 Rebirth, Chapter 4, The Key of Three Moons, Moments Later Just Beyond the Shattered Elf Gate. Continuăm seria de Rebirth cu campania de la Andez. O arată foarte bine și modelele la High Elf. De ce consider că acest mod arată mai bine decât Reforge? Se simte mai bine Warcraft-ul clasic în această versiune, părerea mea. Nu s-a schimbat așa de mult încât zici, bă, nu seamănă cu Warcraft. You waste your time, woman. You cannot outrun the inevitable. You think that I'm running from you? Apparently, you've never fought elves before. Oh, Sylvana, Swinrunner, ce s-a întâmplat cu tine? Damn that woman! We must find a way to cross the river. Așa. Speak, fool. Hai să mergem aici. No one orders me around. Lord Arthas, our forces cannot attack the flying beasts. Fear not. The crypt fiends can force them to the ground. Să punem noi. Și cred că o să merg să... și atac. Ia să mergem noi să luăm, fiindcă aici știu că sunt niște zepelinuri. Și mi se pare că pe primii cred că îi putem bate și cu... Ok. Dăm un control 1. Fugi, hai acum, asta e. God damn it, dar am dat și tot prea târziu. Care apară foarte multe... foarte multe schelete și asta e bine. Ok, s-a terminat asta. Asta... și cu asta... și cu asta... God damn it. Urăsc când se întâmplă asta. Speak.
Așa. Cât trebuie ajunge, cred că. Mai bine luăm și mi-a cam murit aia, dar n-am ce face. Așa, ce face graveyard-ul. Tu sparge aici. Încă unul. Tu vino încoace. Hai să facem noi viața lui. Fugi. Dacă trebuie să-l aducem pe Arthras. Tu fugi aici. Am uitat că te atacă și în bază. Ca să avem mai mult gol. Se face și viața lui ăsta. Uh-huh.
Încă doi la copaci. Aici, hai că-l punem să repare asta. Nu știu cu ce vin aici, stai să mă uit să văd. Dacă asta e... Poate să o e buguită. E buguită aici. Mă gândeam eu. Ok, mai facem încă unul și eu zic că ajunge și la copaci. Punem numai bine la mina asta pe toți ăștia. Facem încă... Trebuie să ne facem o... Cred că ajunge. Încă 75. Următoarea ar fi aici și aici. Am putea face ceva. Nici nu mai știu dacă trebuie să... Hai că mergem iarăși pe un... Trebuie doar să așteptăm. Aș merge direct la... cu zeppelinul aici și după aia aici. Dar vedem. Unde celălalt, așa. Și la zeperinul dat. Hai că nu mă vine, dăm upgrade și la... Astea două. E bine că avem și... și copaci și... Mai facem una.
Nici nu știu dacă să merg pe păianjen sau nu, mergem pe schelet. Nici nu necesită multă mana. Mergem aici să mai luăm. Dăm acolo update la ia să-i lăsăm aici din ce damage pot face ăștia. Face destul de mult damage. Nu prea au ei durată de viață. Increase the attack range. As the shadow așteptăm să iasă toți ăștia. Să mai luăm încă un. Deci nu trebuie să fie Arthas. Ai, cred că Arthas nu-i problemă. Așa. Era un zepelin. Fac damage la unități. Să reparăm asta și următorul zepelin. Două sunt pline. Vreau să mergem și pe... The restless death awaits.
Hai să vedem. What does the shadow will? As the shadow wills for the next king. Hai, cred că ajunge. Hai, cum mai facem unde asta? Ok. Hai să mergem. Să luăm pe ei. Oh, nu. Ah, că de-am drumul aici jos. Hai. Ce sunteți? Parcă știam eu când... What does the shadow will?
Și mergem după asta la... Să luăm și a treia cheie. Sper să nu... Și să mai mergem după o tură de... Dar să o luăm pe aici. Nu... Da, n-a fost cel mai... inspirat lucru. Vin aici. Da. Asta e. Sper să nu fiu captiv aici. A și tu încoace Arthas. Să luăm și a treia cheie și recunosc asta nu pot merge să iau Bă, dar de ce nu... Dar emisiunea asta arată chestia cu Sylvanas. Speed.
mergem îndată. Teoretic sunt captiv. Cred că mă pot teleporta de aici. Ia să atacăm și asta. Intrăm aici prin portal. Mai am vreun băiaj în ceva? Hai, mergeți și voi. Bine, și acum ăsta cred că de aici. Au murit o parte din ei, dar... Hai și voi, lăsați asta în urmă. Acum mă terminăm și misiunea asta. Și aici ce trebuie să iau de pe Lino? Hai că este aici un... Hai că lăsăm aici. Și următorii. Tot aici. Trebuie să mai facem aici. Așa.
Hai să mergem să-i luăm și pe ăștia. Hai să mai așteptăm un pic, că sunt destul de mulți. Îndată. Ăștia atac aici. Aia trebuie să treacă pe cercul ăsta. Calul arată un pic că... Hai că am terminat și misiunea asta. Până data viitoare, salut!